Peste 1200 de cetățeni cehi participă zilele acestea la Festivalul Banat 2022, un eveniment aflat la cea de-a 11-a ediție în satul Eimântal, comuna Dubova. Autoritățile locale au avut grijă ca în fiecare an ca totul să fie perfect. La deschiderea evenimentului au participat președintele Consiliului Județean Mehedin Țela din Georgescu, alături de prefectul județului Alin Isuf, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Ionica Negru și consilierul județean Emi Pașolea. În satul Eimântal din Mehedinți, muzica, mâncarea și voia bună se simt la tot pasul, iar turiștii sunt extrem de încântați în cadrul Festivalului Banat 2022. Evenimentul întins pe 4 zile are loc în mai multe zone, însă locația principală este în satul Eimântal. Combinația de muzică specifică din Cehia cu prelegeri, spectacole, excursii, folclor și diverse experiențe cu etnicii cehi fac din acest eveniment o întâlnire unică la poalele munții Carpați. Tibi Pospișil, organizatorul festivalului, și-a dat tot interesul pentru ca turiștii să se simtă ca într-o mare familie. Tibi este un fiu al satului. La fel ca majoritatea vecinilor, e de etnie cehă. Acesta se zbate pentru păstrarea oamenilor și a tradițiilor într-un loc atât de frumos, fiind totodată și cel care a avut ideea creării unui eveniment anual de referință pentru Eimântal. Acest festival este la 11 ediție, a 10 ediție la Eimântal. În 2020 a fost o ediție în Cehia, din cauza COVID-ului nu am putut să ajungem în România și atunci ne-am deplasat cu trenul din Praga până într-un sat la vamă cu Slovacia și am făcut festivalul acolo într-un sat. Dar asta este a 10-a ediție la fața locului. Am fost obișnuiți că în 2019, în 2019 am avut undeva la 1900 de participanți, 2000, anul ăsta avem 1100-1200, un număr mai mic. Oamenii sunt mai reticenți astăzi, mulți se tem de România, poate din cauza Ucrainei, suntem la graniță, deși nu își dau seama că nu suntem la o distanță mare de granița cu Ucraina, dar cei care vin la festival sau care au venit deja sunt aceia convinși că merită și știu unde au venit. La eveniment, alături de autoritățile locale, au participat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de prefectul județului Alin Isuf, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionica Negru și consilierul județean Emi Pașolea. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, susține și promovează turismul din județul Mehedinți, iar comunitatea cehă din Eimântal poate fi oricând un exemplu de ospitalitate, devotament pentru valorile autentice pe care le promovează prin intermediul acestui eveniment. Am fost plăcut impresionat să văd cum comunitatea cehă din Mehedinți găzduiește cu atâta căldură nu doar un festival de muzică specifică, pentru că au evoluat foarte multe trupe venite din Cehia, ci un festival cultural în care muzica s-a împletit cu arta gastronomică, teatrul și chiar muzica de operă. Îi felicit pe organizatorii acestui eveniment devenit o tradiție și mai ales pe Tibi Pospișil pentru implicarea și străduința de a aduce în România parte din cultura cehă împreună cu multe personalități cehe de prim rang, un fost ministru de externe, călători celebri, scriitori, oameni de știință și jurnaliști, dar și pe locuitorii din Eimântal, care sunt gaze desăvârșite, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Pe parcursul celor 2 zile de festival, oaspeții cehi s-au bucurat de frumusețile județului Mehedinți. Plimbări cu barca pe Dunăre, au vizitat peștera Ponicova și chipul lui Decebal din clisura Dunării. Evenimentul este important pentru turismul din zonă, pentru dezvoltarea satului Eimântal, întrucât localnicii pregătesc în fiecare an produse tradiționale specifice, pe care le comercializează. Festivalul se va întinde pe încă 3 zile, mai exact până duminică.